efectuat scrubul, dacă aveți pielea foarte uscată, foarte sensibilă, foarte cuperozică, aplicați-vă ulei. Vă salut, dragii mei și dragile mele! Astăzi o măsculiță, special pentru abonații canalului nostru, care au ten cuperozic, ten sensibil, ten uscat. Aici am un cartof fiert. Cartoful fiert care conține luteină, seleniu, care protejează tenul de la factorii nocivi. Conține holin, care are un efect antiinflamator, antiacneic chiar și de regenerare celulară, vitamina C și vitamina A grupului B, care tonizează pielea, aunionul din cartof albește și calmează tenul cuperozic. O să adăugăm lapte, să se primească o masă omogenă. Undeva o linguriță de masă adăugăm. Laptele conține probiotici, calciu. Laptele calmează și regenerează tenul. Calciu din lapte întărește capilarele. Iată masa noastră omogenă. Mai avem nevoie de un component gustoșel. Gălbenușul. Gălbenușul de la puiculiță proaspătă. Străduiți-vă ca produsele să fie bio. De la țară, de la găinușă, din grădină. Un gălbenuș micuț de la puiculiță micuță. Gălbenușul conține lecitină, care protejează și întărește membrana celulară, membrana celulară a capilarelor, membrana celulară a pielii. Întărește pielea, întărește capilarele. Stecăm bine ingredientele, cu iubire, cu lumină, cu duioșie. Amestecăm doar într-o parte, doar într-o direcție, pentru a energiza măsculița. Numai bună de aplicat. Eu mi-am aplicat după scrub un mix de ulei. Voi aplicați orice ulei vegetal pentru a vă proteja pielea. Dacă aveți tenul mix gras și cuperozic, nu e necesar să aplicați uleiul. Deci aplicăm pe zonele sănătoase. După ce ați aplicat zonele sănătoase, luați periuța sau cămânuța și tapotați zona cuperozică foarte, foarte duios. Acest masaj duios cu periuța, în cazul meu, antrenează capilarele și călește receptorii. Deci este o metodă foarte, foarte interesantă de aplicare. Deci tapotați cu periuța.
Este mai bine cu periuța de tapotat decât cu degetele, fiindcă este o tapotare foarte, foarte duioasă. O atingere foarte duioasă a capilarelor. Pentru tenul cu pirozic este ceva alinare, o duioșie pentru capilare. Și undeva 2-3 minute tapotați cu periuța să se îmbibe ușor-ușor măsculița, să acționeze foarte duios și totodată să antreneze pereții capilarelor. Ați aplicat odată, apoi mai aplicați pe decolteu, pe gât aplicați a doua oară. În momentul acesta, masca își face acțiunea asupra capilarelor. Și mai veniți încă o dată în zona afectată. Dacă aveți pe bărbie, tapotați încetișor cu duioșie. Dacă pe obrăjori, iarăși tapotați ușurel, foarte, foarte ușurel. Parcă v-ați juca cu periuța. Este binevenită această aplicare pentru tenul cu pirozic. Și undeva ați aplicat timp de 5 minute. Și veți mai sta încă 5 minute cu măsculița. Înlăturați măsculița cu infuzie de urzici. Infuzie de ovăz, de iarbă de ovăz, care întărește foarte bine capilarele. Dacă aveți plantă de hamamelis, este minunată. Hamamelisul, la fel, întărește capilarele. Sau de lacriță. Lacrița, nu știu cum se numește în română. Poate cât aplic masca, o găsi și voi scrie în descriere. Lacrița, la fel, este o plantă care întărește vasele sanguine. Coada șoricelului, nici nu am cuvinte, fiindcă îmbunătățește procesele metabolice și la fel acționează benefic asupra tenului cu pirozic. Eu vă iubesc, dragii mei, vă îmbrățișez și vă doresc să aveți un ten sănătos și frumos. La revedere, să auzim de bine și la alte filmulețe! Iată, s-a întărit masca aia. Eu am ținut-o 40 de minute. M-a strâns super. O să înlătur cu infuzie de flori de iasomie. Deci sunt bib. Aproape că nici nu scurg șervitul. Bib. Și nu-mi văd după ce s-a muiat. Super!